Bună ziua! Scuze, nu știu cum să ia pe microfon chestia asta, am încercat să fac o chestie, dar am uitat că am 7000 de filtre, Paul. Bine ați venit la All World. Se vede acolo, un software, nu? Hai să nu ne uităm la... Bine, ok, revenind. <modelling> Boss ass ass intro... <punish> Bine ați venit la All Vorbe, cel mai special intro de până acum de la cel mai insistent podcast de gaming din România. Um, actually, special este superlativ absolut, nu are termen de grad de comparație. Uh, nu pot de comparație, you? doar like e Special, special, în e... e E un. E un uh, uh, cum îi spune? Uh, nu quantifier, e un qualifier. Poți da, să-l pui exact. la ce grad vei tu, că e un qualifier. Păi nu poți, că nu poți fi mai special sau și mai special sau cel mai special. Ba da, nu poate. Ba da, există, e, e un spectru, Special e un spectru, Paul. Actually, Există. un sliding scale, the stats vin de la strength, perception, endurance, charisma, oh agility, intelligence, Oh my fucking god, nu te dor la migdale chiloții care ți-au intrat prin... Adevărul că mă îngrijorează foarte tare că am putut să le zic în ordine, fără să mă fi gândit vreodată la ele în ordine, doar din acronim. Hai. Come on, come on. It, it's a, what are ce știi acronimul, it's a pretty, da, mă, a da. pretty easy process of da, remembering. Bă, de, copil Bine. american să mă duc la concursul de zis pe litere chestii. Păi, ai așa, ai special, da? Ai da. slime da. produce, as in fresh produce, da, de la... Da, da. Uh, Email. e, uh, um, e, e, carbon. Uh, <laughs> Am niște egrete chiar acum. Apropo de ce facem? <laughs> ce, ce e greta? E o pasă, nu? Da, este. <laughs> Cred că am 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 un de știin. Ok, pa, pa, pa Focus, focus. E greta și mangusta pentru mine sunt în așa un limbo amorfic de ce animal sunt. E Greta câteodată o identific corect ca fiind o pasăre, never having seen one, câteodată cred că e un, e un rozător de ăsta micuț cu blăniță și mangusta aproape totdeauna e un crustaceu. A, știu exact de unde vine confuzia, asta vine de la langustă. Care ce vrea mai e? E, First e mai Langustinele sunt homarii, creveții, Mă îngrijorează Let's fucking go, intro de zoologie din nou I fucking love these Așa. Mă îngrijorează că aflu de langustă Prima oară, m-am credeam că e o langustă A now sunt langustine nu, știu, nu știu exact cum le se califică Că e ordinul sau încrângătura sau ce dracuie da, Și ele, fac plicurile alea cu absepile Cu fotbaliști? da. fotbaliști? Da, da, ales, da? ales. da, da, Panzanii Langustinii da. Așa, da Vreau să explorăm un pic de unde, a, venit, de unde a devenit un rozător egreta, oare? <laughs> Pentru că este... E like... doar fonetic, ah. doar fonetic sună Da, rozător? da, da, su -sună, su sună, un, un weasel type uh, mammal, o egretă. Oare de ce? Că ai hermelinele, ai nevăstuici, exact. Jderdi, hermelina, hort. hermelina e foarte egretimorfă ca, ca, da, nu, da, ca nume. egreta e de fapt o pasăre cu o stârchiformă. Ok, niciodată n-aș fi ghicit chestia asta. În maxim o pasăre, nu știu, rândul nichiformă Nu, nu, maxim. nu, e, e, pasăre mare, da? Eu sunt curios acum. Uh, da, este Poso, să... cocos rândul, rândul, inchiformă și cocos turkey formă, vă rog frumos, spuneți-i profesoare de biologie aceste, acești termeni. Învățați taxonomiile. Uitați-vă uitați la capul ei cum se deșurubează singur. Nu este... Sau lui. Nu este exclus Revenau. să fie heron. Uh, uite, heron știu exact ce este. În engleză mă descurc mult mai bine cu animale. Ai, zic, în română sunt să like... chiar heron, dar nu sigur. Well, then why didn't you say so from the, from the get-go? I know what a heron is. Da, e în mitologia egipteană. Exact. Ok, there we go. I know what a heron is. <laughs> Iată. Dar da, Yes. Deci la mangusta era understandable confuzia, la e da, e, confusing. Da, okay, Și a, a a a a să văd că de obicei, mm. e, de obicei e, e un train of thought acolo, știi? Sună ca ceva pe care l-am clasificat la un moment dat, că mangustă, la langustă, totul e understandable. Mai ales dacă nu știi cuvântul da, langustă la și ai auzit doar mangustă la un moment dat. Dar credeam că langusta la e ceva ce zic oamenii care greșesc cuvântul mangustă. Iată, it's like you There type, you e efectiv, luna lângă cealaltă <laughs> pe tastatură. Langusta, <laughs> <laughs> la vrei să spui mangusta? Aduce Um plató varog, um plató ok? <laughs> um <plato> de <laughs> mangusta, <laughs> varog. <laughs> Mangusta nu e ceva like uh, uh, super, uh, super agresiv, uh, honey badger type, nu? Uh, da, e, e, cum ai zis și tu, formă, adică e, e mai mică și mai uh, lungă și subțire, pentru că se bagă în vizuind de șerpi and fuck some up. Vânează șerpi rezistente la venin. Uh, are poison okay. resistant și din are. Oh. Scuze, scuze, oh, scuze. Deja văd, aud, aud, aud oamenii, în special un om, cum scrie acolo, uh, Actually, uh, poison uh, și ven veninul și o treabă diferite că o o traba, dacă o ingerezi îți face rău și venin dacă îl ingerezi nu face nimica, dar o travă dacă ajunge în sânge nu face nimica și venin. Așa, deci sunt rezidente la venin, mangustele? Nu cred că avem, uh, nu știu, utilizatori de Reddit uh, ca ascultatori, în regret, general. Regret să te informez că avem... Decât unul singur. Păi la unul singur este persoana. E. știu, a, ah, ok, ok. <laughs> o okay, persoană okay. care m-ar fi corectat. Beloved friend of the show, but also the person that would type that. Ok, good. <laughs> Da, da, ok, de, 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 a, asta cu asta am tăiat eu Acum, aș putea să mă gândesc la alte confuzii pe care le-am But they just come to me Dacă mai vine vreuna, o să, nu Te știu, lămânesc. vorbesc pe stream de dacă de vine. Da, vor da, mai da. fi O, oh, da, nu, n-am intrat în, la fundul sacului cu introuri. uri iar, iar am divagat Iar eu am divagat, nu tu Pentru Tu ai contribuit ai la divagarea să... mea Vreau să vorbesc Vreau să zic de Hellboy <laughs> Prostiești Cum pula mea Dumă, prin, dumă prin, prin, De la La uh, Hellboy, te rog uh, Pai Păi Lobster Johnson în primul rând A, ah, deci tot Care prim, prim, tot este o mangustă. Și... Ok, deci Da, da Nu <laughs> că ini inițial eu mă gândeam la Lobster Johnson Care e o mangustă Eu, până acum, acum 5 minute da. În capul meu era <laughs> Lobster Johnson e o mangustă Așa <laughs> Mangustă uh, Johnson <laughs> și știi că e partea de hasă? I know what a mongoose is Nu, nu l-am pus cap la cap niciodată undeva, <laughs> undeva în lumea asta Edgar și Paul din, nu știu, Brooklyn, New York În de podcastul lor de gaming Și au, au, Edgar are confuzia De ce a mongoose nu este o pasăre de curte genogâscă? De ce? Era ca un like a Mungu, like no, exact, nocturnă. Moon goose, exact. Exact. Așa, zi de Lobster fucking Christ. Băi deci uh, Johnson era a dat doar link-ul de la Mongoose la la mm -hmm. Hellboy. Um, Continui cu de <laughs> <the> Lobster thing. <laughs> uh, fie, ai ai <laughs> citit vreodată Hellboy? No. De văzut filmul probabil că l-ai văzut. Am văzut primul și cred că am văzut și, nu, am văzut, nu, am văzut. văzut și al doilea. Da. Am văzut și al doilea. The, the, they're bangers, mm -hmm. sunt de Guillermo del Toro, sunt pretty good movies. Dar banda de sănătate e foarte ciudată. Acum că o recitesc și... Nu, nu, nu că o recitesc. Am recitit începutul și am continuat să citesc. Edgar, era citit săptămâna asta? <laughs> e foarte mare body of work-ul lui Mike Minola uh, și uh, e foarte divers. Ai uh, BDRP, ai Hellboy, ai uh, o grămadă de spin-off-uri, ai uh, Courts the Immortal, care e un one of whatever. Ideea este că nu e o bandă de senat care circulă de la episod la episod. Like, ai ai un volum de un, câteva luni pe care și l-a pierdut Hellboy când s-a îmbătat în Mexic. Și un volum de povești. Ai un volum de povești cu Hellboy vizitând the Appalachian Mountains. Ai un volum de povești în care, nu știu, Hellboy ieșise de la facultate și uh, nu știu ce, a așa funcționează Hellboy. Și mi se pare foarte mișto pentru că sunt scrise outside of chronology și după aia, tu dacă te uiți la ele și ești atent, le pui cap la cap și a, asta se întâmplă exact înainte de deci ce se întâmplă asta, atunci, a, ok, this is interesting. Și rămân consecvente chestii de obiecte pe care le are Hellboy e, e foarte. Cred că are un design un ăsta, un a, a Hellboy Bible, mai Minora, pe care o accesează când scrie de asta. Ca să fie consecvent, să nu se contrazică. E foarte mișto, un Hellboy. Uh, și uh, uh, operele aferente, BDRP și alte Ape Sapiens și mai știu eu ce ai zis, BDRP și gândul blestemat a fost filmul ăla made din anii 2000 a fost și eu credeam că același lucru și, da, și eu credeam același lucru nu, BDRP e The Bureau nu, stai, stai ceva cu Paranormal Investigations la multa care erau ordinea, whatever e, o birou din partea guvernului american de lucrează Hellboy cu Ape Sapiens în da, E, e control de de control da da, okay. da e, 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 o, e o lume fantastică uh, contemporană uh, și are o grămadă de corcur, Pe exemplu, vampirii nu prea există and it has a very good lore reason for it foarte mulți vampiri europeni uh, au, au, au decis că mai bine dorm pentru că people are very good at hunting wow, them it's just like me for real <laughs> They just wanna sleep Și e un episod în care se întâlnește cu un vampir ăsta Care e, like, e desenat ca un like, a, uh, European nobleman Cu mustață foarte bine tuns Și se enervează la un moment dat Pentru că e o Hellboy uh, On a random mission de nevasta Și începe să scoale toți morții din mormân And he does like a faux pas pentru vampirii ăștia Și uh, îl omoară la final Și era like, well that's why hey. vampires don't do that anymore Nu știu cum pot să explic asta în termeni mai simpli, dar ăsta e literalmente plotul din anime Castlevania. <laughs> But this is stolen from Hellboy din 95-96. Și blame it on Grant Morrison. Warren Ellis, scuze, Warren Ellis. Warren Ellis scrie Castlevania? Da, da, serialul. Știi <laughs> da. cum încurci tu langustele cu mangustele? Warren Ellis și Grant Morrison, <laughs> nu mă întreba de ce. There's no... okay, uh, zic, nu. nu. zic exact de ce. Warren Ellis a scris un om chel și Grant Morrison e un om chel. Oh my fucking god, no, your logic is flawless, nu se întâmplă niciodată de ce. I get it, I fucking <laughs> get it. Ca un om chel, I get it. Înțeleg exact ce <it's> spui. Just, <laughs> just like me for real. <laughs> Mă gândeam că Warren Ellis nu e atât de esoteric, că Grant Morrison e fucking Wiccan, ciorbă de picioare de braște, universul ne controlează pe noi, Dumnezeu îmi pune degetul în cul și mă face să zic chestii, așa e Grant Morrison. Și Warren Ellis e like, internetul este conștiința noastră a secolului 22, bla, ok, cool. Da, știți Hellboy? This was just... Era dat un gând random să citiți Hellboy dacă n-aș fi făcut-o până acum. Atât. Also, manguste și languste, I guess. I guess. Paul! Da. Ia zi tu mie. Oare, oare, Săptămâna asta este ce te-ai jucat sau ce ne-am jucat? Uh, nu este ce ne-am jucat, dar e o tematică okay. comună în tot ce ne-am jucat cu toții. Deci, adică, Edgar, tu ai, tu ai vorbit. E a, nu e chiar a doua săptămână, dar mi-ai zis foarte recent despre cum tu ești un intelectual și citești cărți, și, și eu m-am ocupat tot cu cărțile săptămâna, Așa. săptămâna trecută. Uh, anume și mai exact m-am jucat jocul de cărți care e, pe, e în gândurile tuturor în acest moment. E jocul de cărți care ne-a roguelike chiar de deck building care ne-a luat mințile tuturora și mă refer de sigur la inscription. Fucking you had me in the first half. You had me. <laughs> da, m-am jucat inscription, am uh, încheiat uh, seria jocurilor pentru moment al lui Daniel Mullens, am băgat niște inscription. Ok, vreau să zic de la început. Ăsta este în continuare un joc meta. E un joc care are un, are un ARG prin el și are niște criptografie și e cineva care găsește jocul blestemat, creepypasta și vezi o meta narrativă și bla bla bla. Și se joacă cu fișierele de pe hardul tău și cu contul de Steam și îți face să apară chestii din contul de Steam pe ecran ca Pony Island, ca Hex astea, dar nu vreau să vorbesc despre astea, că unul la mână e frumos să le descoperi, e spoilerii și e din astea. Vreau să vorbesc despre faptul că e, dintre toate trei jocurile făcute de Daniel Mullins e cel mai puțin experimental și nu că, nu că e un joc de plin, dar în interiorul său o bună parte din el este un joc complet și foarte, foarte bine construit. Gen extrem de bine construit. Dacă era doar jocul ăsta și nu avea deloc elementele meta sau așa, ar fi fost în mod egal un joc excelent. Asta este cel mai experimental lucru la Inscription se pare. Faptul că e da. atât de convențional în comparație cu celălalt. Exact. Păi exact. este. Nu e convențional, ci conține în interiorul <laughs> său un joc foarte convențional. <laughs> e ce, un puțin joc în, acolo. Okay. ce puțin în prima treime de joc, după care schimbă genul, e în continuare același joc cu același mecanici, dar schimbă stilul grafic, schimbă genul de joc pe care, care e, și schimbă suficiente elemente cât să pară că joci un sequel la jocul respectiv. dar în e același joc. Și jocul de bază în Inscription este un deck builder roguelite. Okay. ok. Gen um, Dungeon Crawler roguelite sau uh, ce? Gen uh, Slay the Spire roguelite. Ai Aha. un overworld și noduri pe care te duci și te joci un joc de cărți la fiecare encounter și după aceea boș chestii, treburi. Așa. Mm -hmm. um, ok. Premisa, dacă pot să-i spun așa, jocului e că... Ești blocat într-o căbănuță, împreună cu un adversar misterios care te provoacă la un joc de cărți. Ești în, ești în această cabană, împreună cu adversarul tău, care are, sunt doar niște într-o într parte întunecată și are un fel de rol de game master. Pune frumos o hartă pe masă, îți povestește chestii, ce se întâmplă, când te bați cu un boss își pune o mască pe față și interpretează rolul bossului cu abilități, cu din astea. Tu trebuie să joci cărți de joc. Care cărți de joc sunt tot felul de animale și ca să joci un animal fiecare are un cost de sânge. Obții sânge sacrificând alte animale de pe, de pe board. Ai patru sloturi. Ai uh, poți să, în fiecare tură poți să tragi o carte din deck tău sau o veveriță de 0-1 care e gratis, dar poate fi sacrificată ulterior. A, e mana din uh, da, ota da. pe mana, gata, exact, gata. Da, okay. dar gen dispare de pe hartă. <sus> Și dai ataci, ataci dai damage, blochezi, un fel de Magic the Gathering, uh, a map uh, Mă rog, e un joc de cărți, Battler. E interesant că... Nu și... suspectezi nimic insidious underlying with any of this. Nu, no, ce? Așa, și ai, e interesant la jocul ăsta de cărți că te pune să folosești și spațiul de pe masă ca resursă. Ai doar patru sloturi, trebuie să vezi cu ce le ocupi. Dacă vrei să joci o creatură de trei sânge... De 3 mana, cum ar veni, trebuie să ai 3 creaturi pe masă deja care să poată fi sacrificate ca să poți să joci creatura mai mare și mai puternică. Și tot găsești, ajungi la, nu știu, în fiecare run, cum ar veni, ai vreo 2 sau 3 combat encounters, în rest ai din astea în care. La nodul ăsta tragi 3 uh, trei cărți, alegi una, restul le arunci. La encounterul ăsta poți să-i crești puterea uneia dintre cărți. La asta poți să-i pui o abilitate în plus. La asta poți să sacrifici o creatură de tot, dar să iei abilitățile ei să le pui pe altă creatură. Chestii genul ăsta. Să-ți o rafinezi de cu dai o temă, ulterior tot deblochezi mecanici tot mai multe, ai niște items care te pot ajuta în joc. E interesant cum se dă damage în jocul ăsta. Când dai damage în adversar sau primești damage, uh, pică dinți de aur într-o balanță. If you knock teeth out și pică dinți într-o balanță și practic nu e primul care ajunge la X damage, e primul care pune un gap de un spațiu de 5 damage între tine și adversar. Ah, oh, un tag of war. E tag of war, exact. Tu aha, dai un okay. damage, primește înapoi, e la, balanța se echilibrează la mijloc. Dinții ăștia pe că dacă dai damage în exces, peste diferența aia de 5, îi, îi pui deoparte parte și îi poți folosi după aceea ca valută când cumperi alte chestii când ajungi la magazin, cum ar veni. În fine, când bați un bomb, să intri în altă regiune, progresezi, sunt trei regiuni în jocul ăsta din joc. 3 hărți, după care ajungi să te bați cu bossul final, ghilimele final. Dacă mori, o iei de la început. Se întâmplă o chestie foarte interesantă în, când mori, în care ti se permite să îți faci permanent de cu mult mai puternic, dar nu o să spun cum. Asta e, asta e una din mecanicile de roguelite. Și chestia care e și mai interesantă e că în orice moment, după un anumit punct al jocului, poți ridica de la masă, să te plimbi prin cabana respectivă, și acolo ai un fel de mini puzzle-uri de escape room, care tot, tot descoperi chestii pe de parcurs. Mai găsești o carte undeva într-un sertar cu un puzzle, mai deblochezi o chestie care te ajută în permanență și progresezi meta-narativa jocului care te ajută să evadezi la un moment dat din această cabană. Mi se pare, mi se pare ăsta un artificiu foarte interesant de world building uh, uh, pentru, pentru, pentru foarte puține jocuri surprinzător. Și singurul la care mă mai pot gândi care făcea chestia asta, și Paul, eu n-am believe this, de Assassin's Creed 1. În sensul. Elaborat. În momentele, în momentele în care scăpai din Animus. Ah, da, și de să mai dădeau la... bucățele da, de, puzzle. Da, de puzzle. exact, exact, exact. E sub, e, da. foarte bine făcută chestia asta. E, excelent. Deci, deci îmi place foarte mult și eu vreau mai multe jocuri, pentru că uh, e cât, cât, și faci uh, puzzle game over and over again. Da. Uh, you, you, want a break from it, pentru pacing. Da, și când exact. ai break-ul ăla, ți se mai dă important information, maybe a bit of a different puzzle, maybe something else, e foarte mișto făcut. Îmi place, exact. bine că mi-ai mi da. confirmat că și inscription de chestia asta. Exact asta face. Na. Și asta este jocul de bază, e un deck builder slash card battler pe care îl joci. Acum, la un moment dat, o să reușești să bați boss să faci o chestie, să evadezi, să whatever. Și în actele 2 și 3, Genul jocului se schimbă brusc. În continuare, joci un joc de cărți, dar e un joc de cărți un pic diferit, cu alte mecanici de care trebuie să-ți cont, alt mod în care acumulezi cărți, alt mod în care-ți faci uh, decu și e alt cumva, uh, cumva jocul din ramă. Jocul ramă din jurul jocului de cărți e diferit, în actul 2 e diferit, după an, actul 3 e similar cu actul nu dacă cât să îl țină interesant. Acum, asta în principiu, pentru că dacă actul 2 e destul de ușurel sau așa, în actul 3, la un moment dat, am fost obligat să grindui. Am fost obligat să grindui până am reușit să îmi iau de boostere cât să mi fac un deck care o să poată să bată câteva encounters. După ce bați primul boss din 4 în actul 3, deja devine trivial, nu mai ai probleme, ești OP din nou. Dar până am ajuns în momentul ăla, a durat, a durat ceva și am făcut grindul ăsta repetitiv în care singurul mod să faci grind e să folosești mecanica de care am zis mai devreme să dai damage în exces peste diferența aia de 5 ca să poți să primești bani, ca să poți să-ți cumperi boostere și nu tot timpul ai suficient control asupra mesei cât să, cât să poți face setup-ul pentru acel killing blow care depășește 5 cu suficient ca să nu să faci, să repeți bătălia de mai multe ori în fine, minor nitpick um, e, e un, un slow uh, slow grind pe undeva da. pe la a, și acum. Trei de asfel, este în joc. Da, ceva în genul. Și actul final extrem de puternic. Actul final e efectiv un, un tur de forță prin, mecanici de joc, unele cu care te-ai întâlnit deja, unele cu care pe care nu le-ai mai întâlnit, vezi doar uh, momente de uite ce ar fi putut să fie, dar din păcate se întâmplă o chestie care ne previne din a mai vizita și aceste zone din joc, chestii de genul ăsta. Foarte bine construit, foarte miștot, asta deja poate face parte din meta narativă și am zis că nu intrăm în, în discuții. Deci, description yeah. Este un joc excelent, e cel mai bine închegat din câte am jucat până acum de la Daniel Malens, pentru că se vede că a, a, făcut, a făcut, un, un joc tradițional în jurul căruia și-a pus his bullshit, care îi place, îi place, lui să le, să le pună. By doi, finalul acestui joc, skip în față 10 secunde, spoiler, uh, la fel trebuie să decriptezi mesaje din joc sau așa și e un video pe YouTube. <laughs> Așa, packing um, it, Da. Dar e, e excelent, jocul e excelent și e atât de excelent încât, în continuare, profitând de meta cu acesta este un joc în universul jocului care există și așa, cu accentele de creepypasta și Sonic x și căcaturi din astea, care îi plac lui foarte mult, se joace cu Haunted Digital Objects, care și mi- place trop. Adică, băi, mă mă face foarte neconfortabil să mă joc chestii de genul ăsta. Chestii care îți cu PC-ul, nu știu, mă... am, am, eu o chestie viscerală, o, o, reacție viscerală de disconfort la, la chestii de genul. Um... Să face poză la, la foldere, asta e. Da, da, da. Și trecând peste chestia asta, a făcut un joc uh, foarte bine închegat și la fel, în meta asta, după ce termin jocul, ai acces la uh, un mod. Este un mod făcut de unul din developerii jocului care e un mod pur roguelite de de jocul de cărți din Actul 1. Te lasă să joci doar jocul de cărți, cu plimbatul prin căbănuță, cu tot. Deci, bucata aia foarte bine construită de la început, cu challenge modes, cu niveluri de dificultate, cu chestii de genul ăsta, și cu niște content de story opțional pe care îl poți debloca în chestia asta. Deci, um... foarte bine. Să înseamnă că știe, știe unde e jocul, unde a făcut jocul și da. uh, te lasă să mai joci, ok? Da. Deci dacă data trecută recomandam The Hex dacă vă plac chestiile experimentale sau așa, ăsta în schimb și pot să recomand chiar și dacă nu-ți plac chestiile experimentale, e un roguelite deck builder extrem de bun și mi-a plăcut foarte mult. Cred că e și cel mai commercially successful titlu de la uh, Mullins. Asta n-am urmărit, dar îl văd. Îl văd fiind. Ah, doamne, prezentarea! Da. Holy shit, cât de bună prezentarea. Uh, e prezentarea! E 3D, e totul 3D, obiecte diegetice, adică cărțile sunt cărți pe o masă, masă pe care le pui pe o masă în joc. Când desfaci asta harta, e un pergament pe care îl pune. Nu se crane, nu-s nimica, chestii de genul ăsta. Are un... Nu de 3D, dar are efectul ăla de bit crush, de sunt toate chestiile șterse și un pic iridiscente, de așa, muzica, vai de pula mea cât de bună e muzica în joc, ești prost, au avut compozitorul ăsta, nu s-a mai dus pe free sound și pe incompetec și-a luat compozitor ca lumea, foarte, foarte bun. Uh. Deci, pe prezentare Magic este excelent, e superb. Ișito. Da, Inscription recomand cu toată căldura dacă dacă deck builders și din astea vă plac vouă. Yeah, o să vă și eu. Mm -hmm. Eu știam deja despre el destul de să știu că am gonna have a good time with it, dar yeah. mă bucur să aflu uh, confirmări la suspiciuni și uh, suspiciuni bune. Uh, da. Și, yeah, I can't wait. Da, anyway, Inscription cam atât zis despre el. Bun. Edgar, continuăm tematica intelectuală. Da, uh, e, mă gândeam acum când vorbeai de inscription și uh, fără să strici nimic uh, care poate fi trăit numai la prima jucare, uh, mă gândeam că sunt câteva jocuri la care, how can you really talk about them? Like, Zimbraid, Braid, fără să spoileri nimic. A, ah, e un Mario map. Uh, e, adică vorbești de mecanică de time rewind și din astea. E un puzzle platformer oricum... cu... E, eu... un Prince of Persia A, Elements, asta, asta e I guess. Că, în afară, de, da, în afară, <laughs> că finalul e ceea ce leagă Braid și l-a făcut Indy da. Darling, nu mecanicile sale de bază. Yeah. Asta e. E, e cam greu să vorbești despre anumite titluri de genul asta, exact. dar da. E foarte ușor în schimb să vorbesc despre titlul pe, pe care l-am jucat eu. Eu weekendul ăsta am zis, papă, mă joc Blood Omen 2, o să-l termin și după aia am, am făcut -o greșeală. Și vineri seara eram pe, la calculator, am venit la ziua de muncă. N-am, n, -am, n -am. explic cum s-a întâmplat. Mm -hmm. am terminat ziua de muncă și am zis să bag un video de la uh, Vini, V-in sos Vini Se juca un joc de cărți de ăsta care ai jucat și tu pe, stream Și ai zis, a, păi să vă cum joacă și Vini A I think I'm gonna get L-am luat, am zis Hai că bag 5 minute, vedem ce se întâmplă Și o secundă următoare A fost duminică, noaptea Și M-am jucat, cum îi zice Balatro, nu? Balatro Balatro, fucking Nu m-am uitat deloc la titlu am, am, stat mai okay. în joc Adică nici, nici măcar de meniu să să... Am stat foarte mult Vreau să spun doar că sunt profund rănit De faptul că câteva ore De stat pe umărul meu când mă jucam balatul pe stream Nu te-au convins să-l joci Dacă te-ai dus la fucking Vine Sauce Venii, Nume de mafiot by the way E italian, e italian E, hey, It's a wine sauce, Benny de asta din ce sezon <laughs> de Sopranos mai e? <laughs> nu știu, dar eu, dar soprano, -a -a niște... <inaudible> da, he O să auzim tu de în balatru. Da, m-am jucat și eu <clears throat> Balatru Nu, Mike, nu Mike... a fost Ultima picătură a fost aia, Pau <clears> tu, <throat> <inaudible> ai umplut galeata. da. găleata ca idee, avem un grup de turbați pe Discord. A început totul cu da. cu îndrăgitul actor, autor Dragoș Cecostache, autorul romanului Intercerea Nopții, Dragoș Costache, care ne-a zis Don't sleep on Balatro, luați vi e demo, dar e un demo foarte complet. Și au apărut două demo-uri de Balatro. Întâi a fost Țavatar, după aceea s-a jucat și Mădă și o picat complet în gaura cu Balatro. Și după aceea, la lansare și astea, s-au apucat mai mulți și avem momentan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oameni pe Discord, care sunt okay. pe de Balatro și se joacă Balatro și sturbați turbați cu Balatro și nu mai pot cu Balatro și m-am jucat și eu și e este. Ok, în caz, în, în caz că ați auzit de el, tot auziți de el, cum eram și eu săptămâna trecută și nu știți care e faza, care e șpirul. E un Vampire Survivors type thing. Se întâmplă odată la ceva timp, e un joc atât de... Uh, are un gameplay loop atât de satisfăcător încât nu te poți opri din a juca. Gameplay-ul e diferit de Vampire Survivors, e un joc foarte implicat ba chiar, nu, nu stai și te uiți la ecran cum face luminițe. E un, uh, un poker, but not really, în care trebuie inițial, cel puțin prima oară când îl joci, vei juca un poker digital. Uh, faci combinații de cărți și uh, faci puncte. You score points, nu joci contra nimeni, joci contra calculatorul. No, în joci, contra, joci contra you just, The Boss Blind, e, e, e foarte esoteric, e un background. E, e efectiv, ai un, ai un număr de mâini pe care le poți juca limitat, da. care poate varia, un număr de discard limitat, care poate varia, care poate varia. O să, o să repet la fiecare mecanică posibilă, pentru că orice poate fi transformat numărul de, de as, one way or another de, de de pică din decul tău poate varia Totul poate varia în jocul ăsta, dar în principal, nemodificat nimic, ai un număr de mâini pe care le poți juca un număr de discarduri și în acele mâini și discarduri tu trebuie să faci o sumă de puncte, făcând combinații de poker, basically. Acum, punctele se fac prin puncte de bază și multipliere. Și aici jocul te ia de nas și îți bagă heroină în globul ocular și te te plimbă prin aceast, acest roller coaster de mecanici, de multipliere și chestii. Și la fiecare mână pe care o faci, fiecare carte se mișcă în, în timp ce este catalogată ca puncte, după care multiplayer ele se adaugă pe fiecare parte, parte individual și această animație foarte visually rewarding care îți dă dopamină și o tot faci la infinit și s-a făcut duminică seara la secundă următoare. E foarte bine că ai zis de Vampire Survivors că am avut o discuție zilele trecute și am comparat tot cu Vampire Survivors pentru că deși un rand de balatro nu era fel de lung ca un run de Vampire Survivors, jumătate de oră sau așa. El e mai lung, dar recompensele sunt în... Are o, are o buclă mică de gameplay cu recompense imediate. Dacă în Vampire Survivors da. era cum face poc inamicul, face ca popcornul și ți-e uh, experiența. În balatro sunt aceste efecte vizuale și auditive de tip păcănea care fac pâc, 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 și vezi cum crește numărul în timp ce în timp ce ai, în timp ce planul tău bine calculat se execută cu perfecție și afli că îți mai trebuiau 20 de puncte ca să bați blind -ul. Nu contează, pentru că poți începe în secundă următoare un run nou. Nici niciun te bagă înapoi. Niciun timp pierdut. You can go back in, try again n -are um, animații, este un joc welcome back adventurer. No, no. Nu, ești înapoi. N-are nimic, n-are context, n-are premisă, n-are nimic. A joci jocul cu cărți. E poker, Are but not really. De mega cu Are That... și -și de mega. <laughs> Are și de mega și-a turbat <laughs> lumea după el. N-are 250 de giga de lossless audio, 4K textures, live service. Și acest joc... Acest, acest joc, da, asta vreau să zic. Vine cu o banii jos o singură dată, nimic shady, nimic suspicios. You just keep on playing poker against the wall, făcând numele la să meargă în sus. <laughs> Acum, am zis că e poker, da? Și am zis că totul poate varia. Cum? Care e mecanica principală de a varia variabilele acestui joc? Păi, ai uh, o, un slot, o, un număr de sloturi de joker. Jokerii sunt acest, acești modificatori de gameplay. Și între uh, meciurile de poker ai acces la un magazin unde poți cumpăra, pe lângă alte chestii, și un joker. Și acești modifieri uh, se adună și uh, se stachează și contează ordinea în care sunt executați și dacă faci chestia aia foarte bine gândită, ajungi să uh, te uiți două minute la o animație care nu se mai termină de multiplayer deci și bonusul care se adaugă la mâna ta și cu o pereche uh, bați un uh, terminul rundă, practic dacă, dacă faci cum trebuie totul da. e foarte satisfăcător. Și pe lângă asta pe lângă joker care sunt foarte importanți dar sunt niște chestii fundamentale pe care le poți schimba, ai boostere de că cărți de joc, care, a, mi-a picat un as de pică, dar e un as de pică care are un multiplayer de plus 4 pe el. Și aia înseamnă că de câte ori joci într-o mână asul ăla, cu 4 totul. Am sigiliu care îmi dă bani extra, am mai multe chips pe, pe, carte, am cărți de tarot care îmi cresc cărțile, le schimb în alte cărți, am planetele care mi cresc nivelul mâinii, că la început ai ordinea normală a, rank, a, a mâinilor de poker, ai pereche, două perechi, trei din un fel, quintă, culoare și așa mai departe. Dar, dacă baci suficiente de suficiente ori plus la nivel, poți să poate ajunge high cardul tău să valoreze mai mult ca o quintă royală. Este incredibil de, de bine construită. jocul ăsta, foarte, foarte simplu la prima vedere uh, și uh, a, da, fiecare carte poate avea un, uh, un foil diferit care îți dă bonusuri diferite și pe lângă foilul ăla mai poate fi atașat un simbol pe ea care îți dă chestii diferite și se stachează și poți avea 100 de cărți în deck tău, nobody gives a shit, poți să ai numai aș în deck tău dacă faci cumva să faci chestia asta, uh, e, e, e foarte, foarte frumos de de jucat și eu plăcut și rewarding când, imediat. Când am înțeles jocul ăsta, când, când mi-a clicuit pentru prima oară jocul, când eram pe stream la un moment dat și prinsesem o combinație de joker și de boost-uri și de upgrade-uri și de astea, când mi-am dat seama că Tocmai mi-am făcut un build de perechi. Am făcut da. un build în care este cel mai eficient să joc doar perechi și nicio altă mână pentru că ales cele mai beneficiale. La... Că aveam un joker care îmi dădea multiplayer dacă jucam sub trei cărți, aveam perechea bustuită la nu știu cât și chestii de genul ăsta. E joc, jocul de pică, joc, scuze, decul de pică, am un build de aș, chestii de genul ăsta. E, e genul de joc în care poți să spui fraze de genul ăsta. Și ultima variabilă la, la acest uh, joc este uh, tipul de, de card back care are abilități diferite, ăștia sunt personajele practic ale da, jocului, uh, o altă, ce pe, da, pe măsură ce joci jocul deblochezi chestii inclusiv uh, card backs care sunt, au abilități diferite fiecare și uh, poți juca cu ele la 7000 de niveluri de dificultate, sunt vreo 5 sau 6 ceva de genul, uh, cu fiecare deck în parte, cu fiecare cardback în parte mai exact uh, și uh, uh, poți pierde. Într-o secundă, un weekend, uh, da. zic eu, foarte, foarte uh, <laughs> de realist vorbind. <laughs> Bă, ce bine că am făcut Mass effect de vineri, holy shit, nu, te nu, nu, mă dădeam de tine sâmbătă să seara să-l facem. <ră> nu, eram am pierdut în, uh, în lumea pokerului. Și mi se pare haios că a fost, a fost scos de pe Switch Store uh, da, jocul ăsta. Da, 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 a fost uh, o întreagă chestie de că, a, nu, că, e un joc de noroc, dar nu e un joc de noroc, că nu pariezi nimic. Nu, e om care vede poker și zice, da, a, da. toți copiii joacă pokerul ăsta, nu, no, that's not good. Cam mai au fost da, cu yeah, yeah. dar nu adică e poker la modul că arată ca niște cărți de poker și faci combinațiile din poker, dar nu ai niciuna, n-ai um, bucla de risc-recompensă din poker, nu joci cu cineva, adică nu trebuie să bați mâna cuiva în primul rând, nu trebuie să pariezi da. bani, n-ai all-in, n-ai nimic de genul ăsta. E da nu știu e doar un rogue -lite. Da. e doar un rogue light cu poker atât tot e nimic altceva anyway uh, foarte bun asta m-am jucat am, am... jucat uh, Bal, 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 Burakino, Balatro, Bal, Baldur's Gate uh. am um, am o singură balatona ce zicea Sheldon când ok uh, am o ba, critică da. destul de mare la adresa lui Eu am jucat mai puțin decât voi am oameni care au jucat uh -huh. 70 de ore tu ai jucat probabil minim 20 weekendul ăsta eu am 20 da, am 10 ore că m-am jucat cu jocuri de intelectuale, cum ar fi de exemplu Inscription okay. Ok, deci nu. Dar mă bucur că no. voi despre el, mă bucur că mi a dat ocazia să vorbesc și eu despre el, nu s-a dus în, în coada de jocuri care deja așteaptă să fie vorbite despre la podcast, că mai am trei deja în, în pipeline, dar am o, o problemă cu jocul ăsta și anume că nu știu mare lucru despre developer, am impresia că nu este un game designer neapărat foarte profesionist, nu pentru că jocul are probleme de design, ci pentru că... Formularea cuvintelor de pe unele dintre cărți, rulstextul, cum ar veni, mă bag în ceață și nu înțeleg tot timpul wow. ce face o carte. Ai o grămadă de concepte care se confuzează între ele. Toate cărțile pe care le ai la un moment dat în fața ta din care poți alege, este mâna ta. Dar când joci cinci cărți ca să faci o combinație de poker, aia este o mână pe care o joci și ai patru mâini de jucat. Dar the, the hand size pentru care poți primi plus sau minus 1, e câte cărți poți avea în mână la un moment dat, nu câte joci la o, așa. Um, ai un număr de hand sizes, ai chestii gen conceptul de run, conceptul de anti, conceptul de rundă, care iarăși nu sunt tot timpul făcute clare. Ai cărți care spun uh, plus 4 multiplier each round. Aia nu înseamnă că în fiecare rundă pe care o joci în cadrul unui run tot primești plus 4, ci doar că ai un plus 4. Punct. Știu de la ce am pierdut mai devreme astăzi. Am avut o carte de pe care scria uh, plus pa, plus 1 multiplier sau ceva de genul ăsta, every six hands played. Deci de câte ori joci, da. la, o dată la 6 cărți, mai primești un plus 1 multiplier. Nu. E o carte care este în mod normal inactivă și la a 6 mână jucată se activează. Îți dă bonusul, după care se dezactivează din nou. Am avut am avut și eu confuzia asta legată de wording-ul anumitor reguli da. de pe cărți, dar am experimentat. Într-adevăr, e... e o critică validă. Da. E foarte confuz la prima oară dacă sunt niște chestii dacă pe ce care fac, le înveți din mers, mm -hmm. nu sunt clar explicate da. de la început, că trebuie să ți zică cineva, bă, vezi, știai că chestia asta că jokerii se da. se declanșează în ordine, dacă nu ești atent la cum fac numele, numerele poc 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 pe ecran, nu ți dai seama că jokerul care zice multiplier ori 5, îl pui în, la final pentru că îți va înmulți cu 5 tot ce s-a declanșat până atunci. Anyway. Da. Asta ar, fi, asta ar fi una din criticile uh, pe care le aduc. Acum mă uită pe, pe pagina, am vrut să văd exact, who developed this? Und Și dude. se pare că comparația cu Vampire Survivor e mult mai aptă, da, e just a dude, Und un dude. canadian care, care a, he just wanted to make a, a thingy, uh, apparently they quit their day job to focus on the game. Și ce ar fi făcut? <laughs> M Zic. Mă bucur foarte mult pentru el Jocul a avut succes enorm S-a vândut bine Mă bucur că, că S-a răsplătit efortul E un joc superb uh, Ponkel Care a făcut Vampire Survivors E un fost developer De păcănele Care a făcut un Vampire Survivors Cum ar fi ca ăsta Care a făcut balatul Să fie Să-i fie, să fie fost vampir înainte Păreri? Yeah, fuck Fucking try. Băi am aflat în Hellboy Că cei că vampirii nu prea mai sunt activ Dar ah, okay. e posibil S-o să culce <laughs> Da Mișto uh, Bun și inscription Bun și uh... Balatro. Balatro, Balatro, da, așa, așa. Bazinga. bazinga. știi că au explicat Bazinga în, în am în sfârșit în Young Sheldon. Doamne, nu sunt pregătit să vorbesc. Nu vreau să zic nimic. Nu, 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 am, nu am nimic witty, informative, insightful de zis pe chestia asta, doar că mă supără faptul că a explicat-o. Cine a cerut? Bad enough on its own. Cine a cerut Cine, Who asked? Literally who asked? Nimeni! Paul! Dar cine ne-a scris? Haideți să vedem. who asked? Noi. Noi. noi am întrebat, noi am să zis scrieți și ne-ați scris. Uh, și vreau să încep de data aceasta cu uh, comentariile de pe SoundCloud de la Mihai, care citez, ne-a zis ulterior, am comis crime de război în comentariile de pe SoundCloud și lansat de acord. Prompted de la... Mai am eu am, am primit deja datele personale pe care le-am cerut data trecută, PIN-ul și uh, cifrele de pe spatele cardului. Pornind nice. la discuția noastră despre jocuri, uh, cum ar fi dacă, cu tare, joc, da. cu tare film, dar joc brawler? Mihai ne-a zis în felul următor. The Shape of Water, but make it subnautica. Nomad Lands of Lore. Sound of, paranteză, okay. fuck doi heavy metal. Killers, Killers of the Flower Blood Moon. La La okay. Revolution, Jojo Jack Rabbit. West... Stai puțin, stai puțin că. De... No, 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 no. That's, a, that's already two games there. What the, what are you talking no, about? nu, Jojo, no, Jojo, uh, Jojo Rabbit filmul. Ai hey, Jojo cu... Rabbit? Ah, am uitat de Jojo ah, Rabbit. ăsta e preferatul meu de departe. West Side Maple Story. Da. Foarte bun. Uh, Licorice Pizza Tower. Eu că nu știu ce referențează. Știu Pizza Tower, nu știu ce e Licorice Pizza. Bănesc că e Licorice Pizza un film, Am, nu am nici mai vacă idee. I guess. On All Quiet on the Western Battlefront. Banger. Adică e când se termină, când se închide serverul, nu? Da, 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 exact. e valid. American McGee's Fiction. <laughs> Uh, și, atât. Uh, și avem și un, uh, un comentariu serios, n-am instalat nici măcar pentru un minut alt joc din serie, dar am jucat Avernum 6 aproape 200 de ore. Asta era promptul nostru cu, ați jucat vreodată entry-ul din mijloc al, unui, al unei serii de jocuri? Uh, say... Vreau yeah. să spun că e îngrijorător, just so, îngrijorător. It ok. Nu pot, ca om care a jucat 600 de ore de Fallout 4, nu pot să judec pe nimeni prea aspru, da, deși da, sunt de da, acord cu principiu, Sunt de acord cu sentimentul pe care îl ai. Încă pe atâta, în 1 și 2, tu și da. 3 chiar. Este valid ce spui acolo. Hai <laughs> să chestia că sunt așa de independente, avernumurilez, like... Eu, știu, sunt just goofing around. Da. Știu. Saints Row 2 e singurul din franciză pe care l-am jucat. Ok, asta e, asta e crima de război, apropo, că ai jucat doar Saints da. Row 2. Nu că ar fi un joc prost, dar literalmente urmează printre cele mai bune jocuri open world de doing crime. Da Și nu știu dacă se pune Dar am văzut filmul Madagascar 2 De vreo 30-40 de ori de can't be fucking true Madagascar 1 o singură dată Și Madagascar 3 niciodată Nu, This can't be true Asta chiar e legitim îngrijorător Poate fi o fi de-aia Un comfort movie Albitrar ales Un comfort movie E un joc pe care l-ai văzut De un 7-12 ori în viața ta Că din când în când îl mai pui Nu 30-40 e gen am, am, avut un accident oribil, sunt pe calmante foarte puternice și trebuie să am zgomot de fundal ceva familiar și cele șase luni de zile cât stau în convalescență trebuie să văd uh, o dată la câteva zile în Madagascar 2. Sens atunci, ok, moving on. Ok, bun, easy. Așa. Și din pe YouTube, la, am uitat să zic titlul, episodul 339, totul despre Hex. Oh, da. Avem în felul următor. Um, dacă Borderlands 3 de la Fangs, dacă Borderlands 3 mi-a spulberat toate speranțele legate de seria uh, Borderlands, trailerul la filmul ăla mi-a dat efectiv un pumn ficat. Mi-a furat tot eridiumul din portofel și m-a lăsat într-un șant să mor. Um, n-am avut aceeași reacție Înțeleg. It's okay, it's Fine. Deci nu, înțeleg, înțeleg chestia. Fii atent. Borderlands 3 e un joc foarte um, controversat în cadrul comunității, I guess, în cadrul fanilor. E... Și nu l-am jucat, ok? Am jucat Borderlands 3, mi-a plăcut ca gameplay, aduce niște îmbunătățiri de quality of life, e, e mișto. Ca poveste, încearcă din răsputeri să recaptureze magia lui Borderlands 2. Și am tot repetat chestia mm. asta și o să mai zic încă o dată. Seria Borderlands are o problemă și problema este că L-au pus pe Handsome Jack în joc de la al doilea joc și n-au mai reușit să facă ceva mai bun de la Handsome Jack în încoace. Pentru că Handsome să spui Jack e, e că un villain atât de a bun... A Asta zic e apogeul serie, da. vrei să-mi spui da. tu mie că da. este un tip care îți dă prin, uh, prin fucking uh, blasting uh, through all channels că are un cal de diamant? Da, da, da. da. ăla e Apogeus serie. Ok, da, ăla este, ăla este. Ok, băi... I, I loved it. I loved every moment of it. That, uh, you know, like, uh, nu putea să mai facă mai. They couldn't go up from there. <laughs> nu, pentru că. Nu prea ai unde, ai, ai un spațiu limitat în care te poți desfășura într-un joc ca Borderlands, că trebuie să menții focusul pe acțiune sau așa, trebuie doar să ai pe ceva care spune chestii ghidușe în background și bo, Handsome Jack era pic ghidușie, I guess. Pe tonalitatea seriei, pe tot, nu putea să meargă mai sus. He is my all-time, one of my all-time favorite villains, I, uh, e, to be honest. Asta că e, că e mult prea bun. Este. Uh, și Nașpa. A mai fost desigur, uh, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep Care ghici ce E un DLC pentru Borderlands 2 womp, womp. Atunci ce l-am cred Da, e, like, cele <laughs> mai bune chestii <laughs> Care au ieșit din Borderlands <laughs> Sunt în Borderlands 2 Și a mai fost uh, într-o oarecare măsură uh, Tales from the Borderlands Care la fel este excelent Hei, ghici ce, ghici cine apare în Tales from the Borderlands I, fuck, Ia facă-i în jack Goddammit <laughs> Goddammit Um, Apropo de alt prompt de data trecută, uh, Apolotor zice Nu am nici eu foarte multe exemple de jocuri cu fan spellcasting. Mă bucură totuși că majoritatea la care mă pot gândi au ieșit relativ recent. Wizard of Legend, bun, by the way. CrossCode, Noita, bun, by the way. Magica 2, Hades 2, pare că va fi următorul, hopefully. Sper să vedem tot mai multe și mă întreb dacă e vreo șansă ca în viitor Magic Games să fie unul din genurile populare, cum sunt CRPGs acum. Ok, ca mică tangentă, n-aș zice că CRPGs sunt populare acum. Avem și gen 3, da. mai răspuns sării de în ultimii like câțiva ani. Roguelite deck building games, games sunt populare. CRPGs nu da, sunt da. atât de populare. Uh, pixelated puzzle platformers, Metroidvanias, astea sunt populare acum. CRPG-urile sunt așa, un, un gen mai nișat, dar revenind. I wish to see it. Da. M-am gândit puțin de săptămâna trecută și cred că e mult potențial pentru asta, chiar și de la studiouri AAA dacă și-ar da puțin interesul. După ce ați vorbit la ultimul podcast, am căutat Immortals of AVM și chiar pare că putea ieși ceva bun de acolo dacă fi fost în stare să se gândească la orice alt concept decât first person shooter. Directorul jocului a spus literalmente că i-a venit ideea de magic shooter în timp ce la un joc Call of Duty. Shaking my head. Sunt sigur că ați putea să faceți și altceva dacă vreți. Vă rog treceți pe the Call of Duty și Far Cry. Sorry for the rant. lots of love. Lots of love back at you. Um, nu, nu se poate. Nu se poate ieși din paradigma. Paradigma de... De Call of Duty. N-ai cum. <laughs> Call of și Far Cry ambele mm -hmm. sunt la fel de trainice în în, în, în nișe diferite de mainstream cum mai veni multiplayer și single player dar băi era, mi se pare atât de bulversantă ace continuarea acestor francize care literalmente poți să iei dacă ai chef de unul they're interchangeable poți să oricare din seria asta and you get your fix right. nu ai niciun nu îmbunătățește niciunul asupra celuilalt nu aduce nimeni decât chestii incrementale care se, la care se bucură nu știu pro play de Call of Duty sau uh, chestii minuscule dar, like, literalmente, îți alegi Roma și alegi unul și we already have the gamut, stop da. it stop. Un, unul din exemplele la care îmi place să revin tot timpul e Destiny. Destiny e această acest space opera epic cu bătălia între lumină și întuneric în care vine sfera aia de sfera aia cosmică pe pământ să-l protejeze de forțele întunericului și infuzează eroii pământului cu niște energii cosmice, elementale care vin într-un loc foarte primordial, energia fulgerului și focului și vidului și, și, ce faci tu cu aceste puteri? Îți faci grenade și îți dai cu pumnul. De MMM. și după aceea trai cu, tragi cu un AR-15 doar că este un AR-15 spațial, dar arată ca un AR-15 din zilele noastre și are risul unde îți pui luneta dacă îți trebuie pe el sau așa și nu se poate ieși din paradigma asta nu se poate ieși din paradigma shooter competitiv care are abilitatea de grenadă, trasul băgat un cover și abilitatea de ridicat colegul când a picat pe jos. We cannot. Cea mai nasoală este că în, în par

În parte este și borderlands de vindă, da. Băi, dar în borderlands okay. când îți pica o armă, ea o armă interesantă, când îți pica o armă nouă... Nu, nu era, nu, nu, nu. Pa, nu, pa, nu, nu. era nu, era, la... era maybe some of the time interesantă. Da, dar era, era o combinație de mod de tras și producător și abilități pe ea sau așa. Bă, făcea ceva, nu era un AR-15 da. cu 15 damage points mai bun decât AR-15-ul pe care îl ai deja. Un looter-shooter trebuie să aibă shooting implements. Interesante, nu pot să fie arme din realitate care dau damage un pic mai mare. Da. N-ai cum. Și am înțeles că like, și I -I Suicide I -I mean, e aceeași chestie. Nici nu va să vă pe jocul ăla. Nu, atât. Scuzați. <laughs> ok. Așa. Bun. Ce uh, mai Chad zice Din mainline și uh, în Tensei am jucat doar și megamitenței 3 Nocturne Și din Persona doar Persona 3 uh, Franța Da, e Fezzi, zi, yes. zi, no, zi, zi Fezzi E okay. Persona 3 e fez, nu știu uh, ce vine. What an odd choice Nocturne am auzit că e bun, am auzit doar, mm -hmm. n-am jucat Și Persona 3 is a fine Persona, dar 4 și 5 blow it out of the water Da, da, gen la fel Jocurile astea sunt o antologie, sunt la fel ca Final Fantasy, nu? Adică n-au legătură, au legătură între ele, au personaje? Nu, nu, nu. Au o legătură cosmică, uh, prac okay. mai mult, ca Final Fantasy-urile, basically, uh -huh. da. Sunt antologie. Ok. Uh, Shrimp zice, The Marvel Cinematic Universe and its consequences have been a disaster for the entertainment industry. Inițial mi se părea o ideea de povești interconectate, to some extent, dar mi se pare că poate fi făcută fără să fie plicisitoare sau downright insulting. Puțin bias, dar ador the Remedy Universe stuff. Same. That being said, sper că filmul Borderlands o să facă bani. Cinci mai exact. <laughs> um, nu este o problemă inerentă a avea un univers interconectat. E mișto să găsești legăturile între... Uite, Inscription are foarte multe referințe directe la The Hex. Mai apare un personaj, mai apare o chestie, se leagă, se leagă un pic cu Pony Island, e o chestie din asta interesantă. Ai... Mai sunt jocuri care fac chestia asta. Exact. Da. Nu, nu doar niște. jocuri, ai, ai filme, ai tot universul literar Stephen King, dacă îi să o luăm până acolo. Da, da, the first cinematic universe. Da, poți să faci chestia asta și poți să faci bine. În momentul în care... Încerci să faci acest powerhouse cultural și financiar din asta și nu mai e o chestie pe care vrei tu să o faci, ci doar, a, păi vreau să fac bani și ce-mi face mie bani este Universul Cinematic, deci orice vine nou, voi integra în acest Univers Cinematic. Vezi Cloverfield, în care au luat trei filme fără legătură unul cu celălalt și le-au băgat în Universul Cloverfield. În... No. Uh, in Disney's Defense. Yeah. nu vedeți că am spus chestia asta. Uh, Cloverfield a făcut ceva mult mai mult și -adaptat. a Avea spec scripturi care sunt scripturi scrise da, da. Uh, care pot fi oricând aplicate pe orice vrei tu le cumperi, basic. Da, la pe da, da și de da, lei. ce vrei tu. Schimbi niște chestii. Uh, zic pentru lume. Uh, și uh, Marvel macad, are scenarii scrise de la zero. Da, ce da, iar da, da. Pentru The own Slop. Uh -huh. Da. Uh, ideea e că Uh, Marvel Cinematic Universe kind of got crushed under the weight of its own thing. Da. Uh, de bine de rău, it insisted upon itself so much încât devine banal. Man, nu ai <laughs> cum ai... Avem, am avut culminarea a 10 ani de filme și seriale care s-au legat totul frumos într-o bătălie finală și un final și după ce zici, ok, și acum o facem iar. Nu, deci nu, no, no, you, yeah. you can, nu poți, nu poți, uite atent. că nu poți Aș, aș zice, aș, aș avea mai mult respect pentru ei dacă uh, mainstream comics ar fi la fel But they're not Au o varietate surprinzătoare de povești și crize și chestii de genul ăsta Și nu mă refer la Crisis on Infinite, uh, Dongles și whatever, nu Mă refer la House of M, unde Scarlet Witch zice no more mutants Și după aia toată lumea goes into chaos pentru că anumiți oameni devin muritori Basically, peste noapte. Dar yeah, e o poveste foarte interesantă. Să te uiți la Quicksilver cum stă într-un apartament și simte că merge lent pentru că până acum merge la viteza luminii. It's a, it's a good story you can tell. Nu, în schimb ea aleg tot timpul. Oh, let's have a big monster guy that destroys Oops, the universe. Să-l because of allegations. Sunt atâtea chestii pe care le poți adapta dintr-o dintr librărie imensă built upon de 50 de ani. And you choose the sloppiest shit. Anyway, asta despre Universul Cinematic Marvel. Cremboșt uh, mm -hmm. zice, fun fact legat de contuzii în NFL. Edgar, sper că ești gata să afli a fun fact despre contuzii. <laughs> Te rog, zi. Ca să primească despăgubiri, jucătorii de culoare trebuiau să demonstreze cu acte faptul că suferiseră urmări mai grave în medie din cauza accidentărilor la cap decât jucătorii albi. Asta pentru că NFL consideră că, on average, ei aveau un baseline IQ mai mic decât jucătorii albi, deci implicit ei trebuiau să sufere accidentări mult mai nasoale ca să-i afecteze cognitiv mai mult pentru a primi același ajutor pe care îl primeau jucătorii albi cu afecțiuni mai puțin serioase. This was the This was funnest fact I've ever heard. Damn! I was The, the opposite of entertained by this <laughs> never write something like you're this again. can you're She, da yeah. știi că e like în în batch adică e te duci ca persoană de culoare la medic și medicul consideră din cauza a credințe de acum două secole care au persistat în un în uh, în domeniul medical că a persoane de culoare au o toleranță la durere mai mare, deci nu trebuie să le prescrii la fel de multe calmante și drept pentru care primesc îngrijiri medicale mai proaste. Doamne, asta știam acest fapt aici l-am uitat cum l-am băgat în spatele capului meu dreptate. holy fucking shit, da. Mi și mi se pare că a fost fact. Am, afla, am aflat de el uh, în contextul femeilor uh, care nasc da, de culoare, da, 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 că da. li se dau mai puțin, da. puțin da. penchilele când nasc, da, e oribil, yeah, I know, I hate it. Deci, uh, ok, asta, super! Asta așa legat de discuția de NFL de data trecută și cum îți tratați uh, atleții Paul. din uh, ligile de facultate. Pa, mai știi când eram noi mici America era acel loc frumos. Oh, mă de... gândesc la asta Vă foarte să des. Mergi. Mă gândesc foarte des la cum America era acest ideal uh, cultural și economic. Pa, când mă fac mare vreau să mă în America să-mi cumpăr blugi. Cu toții, cu toții am avut acest gând. Holy shit! Și... Ultimul comentariu este de la Cristan, dar pe YouTube. Hai să vedem cum de! Uh, nu știu de pe SoundCloud, comentasem acolo și mi-a dispărut comentul și nu e prima dată. Am mai văzut, am mai pățit. Mă enervează extrem de tare. Mă enervează că simt că toate forțele Universului luptă să îmi facă în cu, cu cât de puțin posibil mai, uh, mai uh, puțin de succes acest proiect. Mută-ți scaunul mai la stânga un centimetru A, de fiecare efectiv, dată. Efectiv, Universul. A, și am buscat, mutat la, mai la stânga scaunul cu un centimetru și acum în loc, se audă așa, se audă un pic așa. Se aude un, un pic de tot mai, mai prost uh, microfonul. Anyway, uh, după ce uh, că nu mai reușesc să comentez atât de des, stai liniștit, se mai și pierd astea câteva care sunt. Anyway, ziceam că mă bucur că ți-a plăcut Hex, chiar eram curios cum o să, să se M-am uitat și la stream și am realizat că uitasem mare parte din el, l-am jucat acum 4 ani. Aștept acum să joci Inscription, ei iată! Mie mi s-a părut vârful trilogiei, dacă putem să-i spunem așa. Deși acum că apare și Pony Island 2, antologia o să crească, deci nu mai e trilogie după niciun criteriu. Am și scris despre el, știi tu unde, dacă ești curios vreodată. Cristian se referă, desigur, la site-ul când apare revista, pe care nu l-am mai menționat de ceva timp, când n-am mai avut ocazia, guess că am mai avut. Uh, ocazia, -am mai avut uh, făceam la un moment dat cu rubrica de știri cu astea, întreaga uh, chestie. Anyway. Da, 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 da. Așa. când uh, apare revista, e un site bun. Și uite, nu doar că sunt curios, dar o să-mi deschid chiar acum tabu ca să nu uit de el uh, dar da uh, mă bucur că ți-a plăcut că m-am bucurat de, de The Hex m-a plăcut foarte mult și voiam să zic că, că e mai safe să comentezi pe YouTube, dar și YouTube șterge câteodată comentarii. Parcă nu la fel de des ca SoundCloud-ul SoundCloud-ul nu știu pe ce criterii când e prea lung, când nu știu ce mai pățit lume și youtube le mai înghită câteodată au, au niște cecuri ei acolo care sunt absolut uh, sunt obscure, sunt ascunse, numai de ei știute și dacă el decide că contul tău, nu știu, e un cont care de obicei e inactiv, adică nu comentează și ai comentat odată, o să-ți ascundă, cred că e spam, we have no fucking idea, ne enervează și pe noi când oamenii comentează și nu apar. Uh, review-ul inscription este chiar pe prima pagină a site-ului când apare revista.ro, all one word, mai puțin .ro, care este domeniul top level pe care îl pui la finalul ce? cuvântului când apare revista ce all one word. Dat? Ce Nu dat? se dau note, man. Pe ăsta e site serios, nu se dau note. Ce, ce game criticism este la canală? Nota arbitrar pusă. Cât e de la feeling, zi La feeling, uite, asta e miros 7. <laughs> Frumos, respect. Bun. Hai de pauză, trecem la știrile din lumea gamingului. Mm -mm. mm. uh, Edgar, mă crezi dacă-ți spun că s-au întâmplat iar concedieri în lumea gamingului? De te dracu, de unde, unde le scoți? Uh, săptămâna aceasta le scot de la Sony și de la ei. Uh, da, Sony Uite. are în plan să dea afară 900 de angajați, 900, 1000 de oameni Pe aproape. As cumva, cumva toată chestia asta are legătură cu faptul că Sony a anulat live service-urile? Nu știu care le este, multe pe care le cauza efectul aici, dar da, au redus la jumate numărul de live services pe care vor să le scoată și după cum am putut observa cu toții în acești 2-3 ani, live service este un gen de foarte mare succes, adică rup piața toate live service -uri. uite la Skull and Bones, nu are treabă, toată lumea joacă Skull and Bones, acum două săptămâni toată lumea juca, mai zi nu. Uh, Suicide Squad, Kill the Justice League, da. Bine punctat, n-are treabă. N-are treabă, da. Da, men, e, e oribil. Adică, Sony a avut un an foarte succes, le-au crescut veniturile cu gen, nu știu mai, 10%, ceva de genul ăsta, record. 69%. Mm -hmm. Au avut. Uh... Spider-Man 2, care a fost printre cele mai bine vândute jocuri de anul trecut, au avut un an foarte bun, dar iată că n-a fost suficient de foarte bun, trebuia să fie și mai foarte bun ca să nu dea afară 900 de oameni. Uh, păi eu cred că trebuiau să se aștepte oamenii la concedere din moment ce am mers de bine financiar pentru Sony Pentru că se pare că de ceva ani încoace se întâmplă chestia asta Cele două se corelează And it makes no fucking sense Ok, nu-mi place să citesc declarațiile corporate, dar îmi place să văd uh, firele comune din ele De exemplu, exact. Jim Ryan, dacă vă țin minte, Jim Ryan e ăla care când angajații erau înghijorați De faptul că s-ar putea să-și piardă dreptul la autonomie corporală din cauza că avortul pierdea din putere legislativă în SUA. Țineți minte, toată chestia aia cu interzicerea da. avortului da. în SUA da. și el a zis că stați chill, toți avem păreri, anyway, să vă povestesc despre pisicile mele. Da, ăla. Așa, ăla a zis că a fost an extremely hard decision și employees across the globe, including our studios, are impacted. Au făcut reductions in various functions across Sony Interactive Entertainment in the UK. E e demonic. Ia, uh, yeah, știi ce știi ce a fost de vină? A fost de vină the evolving economic landscape changes in the way we develop, distribute and launch products and ensuring our organization in, is a future ready in this rapidly changing industry. Păi înseamnă că numărul mai mic de angajați se va defecta în prețul jocului, nu? Adică Evident. e mai puțin de plătit. Înseamnă că Evident. Deci va fi, mai, va fi de 50 de euro joc acum, nu? Sau... It's an evolving landscape, it's rapidly changing Băi, încă o chestie care am văzut-o în comun, un, un fir narativ comun la toate aceste declarații este că Nu suntem singuri care dăm afară Au, au zis da, foarte da, mulți da, da, chestii asta. A, că, știți, așa mă, a, asta se a, întâmplă, it's what everyone's doing Are you okay It's a că... trend now Andrew Wilson, CEO of Electronic Arts, said uh, that they're advancing the way we work and continuing, continuing to evolve our business. As a company full of creators and storytellers, we believe in the value of teams innovating together and continue to learn and adopt new ways of collaborating to grow. You, you, you're not growing. you're not growing. You're the literally, opposite of da. growing, actually. To grow and serve our global communities. Um, touch. Uh, 670 okay. de oameni, by the way. 5% la EA, 9% la... Sony. Super, super. Um, mă bucur că ziceau storytellers. When's the last time EA told the fucking story? Shut the fuck up. Mai știi când le-au zis Put la ia, de la corporal legislativ din UK că de fapt lootboxurile sunt surprise mechanics? That was good uh, that was... storytelling. Quite the yarn. Da, e, e minunat. Doamne, era, am văzut un articol pe randomly pe Facebook, de la o publicație asta, un opinion piece, cu o femeie care, de la Google, care a ieșit la pensie la 40 de ani și spunea că e cea mai irat decizie pe care a făcut-o, pentru că nu mai e în contact cu oamenii și că efectiv țipa și plângea că nu mai poate să mai vadă cu lumea și singura metodă era să, la birou să se vadă cu lumea. Deci, basic, era un cautionary tale, nu și la pensie, că o să plângeți în casă, în vila. Din Los Angeles, dacă ieșiți la pensie de vreme, oh, că mai e la A fi american e o boală. sunt picioarele. E, yeah, e, yeah, yeah. I mean, știam asta, dar... A, a, în, în cazul ăsta, mai mult ca oricând. <laughs> Minuel minu eu, într-o zi random de lucru, de mă la ceas, ha, pată după masa, mai 30 de ani. <laughs> pot spune că a fi american e o boală cu transmitere națională? Știi ceva? Aia, aia pot spune. Aia-ți permit să spui. Ok, mă bucur, mă bucur. Da. Mă bucur. Uh, da, e absolut demonic, încep să apreciez embracer care măcar au zis uh, bă, singurul nostru scop e să facem acțiunile să crească pentru investitori. Singurii care n-au zis rapidly changing landscape uh, la EA am avem încă o chestie Asim... interesantă It's wild că îmbracea sunt aia care au zis adevărul, sunt singurii care au zis adevărul, că everybody is doing it for the same da. fucking reason. Nu mai da. embracerul a zis-o da, da. și mi se pare Suntem absolut la oribil COVID. că da, mi se pare absolut oribil că that is the breath of fresh air din aceste declarații. Da, care e ok că embracer acum după ce, băi și aveam, aveam un, optim, un oare ce optimism când am văzut că multe studiouri erau eliberate de sub, de sub jugul corporatist la care stăteau. Vezi Crystal Dynamics și Idos de sub Square Enix care s-au dus la Embracer. Spare, da. da. Și Embracer a început să facă aceasta, să facă o consolidare de studiouri din Canada, Europa, în, multe erau în Europa. Începea să știți să fie așa un, un nou jucător pe piața asta a distribuitorilor mari și după care numai ne-am trezit că a nu de fapt părea că fac asta dar de fapt le-a luat pe datorie și nu aveau banii și acum ar trebui să le închidă pe toate și acum doar au început să reușească să vândă două din ele aparent studioul care face. Space Marine 2, Saber Interactive, va fi vândut cu 500 de milioane și Gearbox pentru o sumă pe care încă nu o cunoaștem. Au plătit vreo 2 miliarde pentru Gearbox, deci ar trebui să fie o sumă destul de măricică da, la vânzare. Da. Uh, da. Uh, este pe datorie, dar e, e o tactică comună, multe companii fac chestia asta, numai că unele au lichidități în stand-by exact. pentru acea datorie, altele nu, să nu avea. să cred că se pare că stătea în dealul ăla de 2 da. miliarde exact. cu Arabia Saudită. Uh. Am <laughs> apărut de nicăieri și n-am fost nici care suspicioși că, bă, cine să știa, care din, n-ai auzit de ei da. niciodată și dintr-o cumpără tot? What the fuck? A, că-s foști Coke mm. Media, nu? Parcă. Îți foști Coke Media da. rebranded în da. Embracer, așa, uit și uitasem. Anyway. Într-un univers paralel, Embracer, Embracer Studio, Embracer Studios se numeau? Embracer, nu știu, grup. Embracer. No, Într-un univers paralel, Embracer Group fac nou Taken, uh, Tekken, doamne, King of Fighters, da, scuze. Da. Într-un univers paralel. Na, e încă o chestie interesantă de la toată, toată chestia asta cu... Electronic Arts este că știm de cel puțin două proiecte anulate. Unul din ele este da. campania single player a un următorului joc Battlefield, pentru că deja știm cât de mult le păsa de, de single player, și că au închis complet studioul care lucra la el. Da. Și un first person shooter la care lucra Respawn în universul Star Wars. Și la asta mi s-a părut foarte interesantă declarația lui Laura Miele. Mie... Așa. Miele era un înger din Duel Masters. Oh, iată. Tu Cum să zici mă fraza asta? Cum să scuți pe gură așa ceva? Moving on, Paul. Hai, treci mai departe. Hai, hai. Nimic de văzut aici. Așa. Um... Au anulat uh, FPS-ul ăsta și au zis în felul următor: As we've looked at response portfolio of the last few months, what's clear is the games our players are most excited about are Jedi (paranteză) seria Jedi Fallen whatever. And uh, Fallen Order Survivor and respawn's rich library of owned brands. Knowing this, we've decided to pivot away from early development on a Star Wars FPS action game to focus on, on our efforts on new projects based on our own brands while providing support for existing games. Deci, practic ce zic ei, e că nu. Proprietățile existente, cum ar fi Titanfall, I guess, Apex Legends și ce mai are Respawn, respectiv Jedi, Fallen Order și Survivor, care deja este o serie existentă, e, în, e Star Wars, dar gen, care sunt șansele să facă un FPS care lansează o nouă franciză apreciată, Respawn, oamenii care au reinventat first person shooter, un narrativ single player cu Titanfall 2, anyway. Um, mă supără foarte tare chestia asta. Nu mai facem nimic nou pentru că avem chestiile astea vechi și ne concentrăm pe ele, nu putem să riscăm nimic și în același timp am făcut Immortals of Avium și nu l-ați cumpărat pentru că asta este mă mentalitate supără. de mentalitate de business tycoon uh, cum îi spune uh, Rail Baron, cum se numeau o aia? Um, Doamne am uitat Oil Barons, Robber Barons Robber Barons mentalitate de, de Robber Baron de în, care în, în uh, perioade de criză consolidezi, nu faci nimic uh, nu, nu miști nimic, doar consolidezi și merge la, nu știu, Railways, Oil într-un mediu creativ E moartea pasiunii, chestia asta, în jocuri, în filme, după cum vedem clar ce se întâmplă în aceste spații. Uh, și asta se întâmplă acum, basically. Da -nume, nu nu mă face nimic de impula mea, răspuns să facă ceva abia absurgio. Uh, fac uh, Apex, Patch 2.5 Update. Tare, mă inspiră, mă inspiră creativ și spiritual. Bun. Sau, hai să vedem o altă chestie care ne inspiră creativ și spiritual, Nintendo, back in the news, cu o declarație mai veche decât Nintendo, <laughs> Nintendo Game Developer, nu Nintendo Compania, uh, au venit iar, în primul rând, se luptă în sala de judecată cu niște creatori de emulator, Yuzu, pe numele său, să nu cumva să downloadați Yuzu, să nu cumva, să nu cumva, că altfel vă veți juca ilegal jocul Nintendo. Uh, noi aici nu sprijinim așa ceva Nintendo în sala de judecată uh, cu Yuzu Spun că e piraterie ce se întâmplă acolo Deși e doar un emulator Emulatorul Yuzu decriptează jocurile Nintendo Folosind proprietary tech Și aia e pirateria de fapt uh, Și uh, dacă te joci acasă cu copia ta legală Nintendo uh, Tot comiți piraterie pentru că uh, decriptează chestia aia pe care au făcut-o ea. acolo. Vreau să fac câteva mențiuni aici. Tehnic te vorbind, rog. technically correct, the best kind of correct, ai da. Na, da, da. Realist vorbind, hai să nu ne căcăm pe noi cu copiile legitime pe care le avem pe acasă. Dar, eu desigur am câte o copii din fiecare joc Nintendo acasă și dacă vreodată voi emula ceva, voi emula complet legal. Yeah. Din ce nu, am nu, să... nu, nu, nu e legal, nu e legal. Nu e legal. Nintendo spune că nu e legal nicio emulare, Nintendo. Uh, pentru că Nintendo are, încă nu are o decizie uh... judecătorească care să-i <laughs> să <-i> confirme asta. <laughs> Acum, m-am informat și eu cu privire la use-ul ăsta și am aflat câteva chestii care îl fac un pic diferit de alte instanțe de emulare. Unul la mână mm -hmm. e că, într-adevăr, decriptează copia, indiferent cum o ai tu, legitimă, legitimă de uh, Nintendo, singurul mod de a, de a obține cheia aia de decriptare este de a o lua de pe un device fizic de tip Switch și ai guess că singurul mod de a face asta legitim este site-ul propriu tău Switch, caz în care ce faci, umule, de ce emulezi. Așa, anyway, uh, deci cam circulă. Oh, no, deci, de, 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 stai, stai Paul, de ce emulezi? Uh... Better frames da, așa este, așa este, chiar e o experiență mai bună. Asta e unul la mână că îți trebuie neapărat software și hardware proprietar de pe un Switch ca să poți să faci emulatorul ăsta să meargă. Problema da. și mai mare care a circulat și cred că ce a durut pe Nintendo cel mai mult este că cu câteva zile înainte să iasă Tears of the Kingdom oficial pe store-ul Nintendo, din cauza unui leak au reușit niște oameni să acceseze magazinul online Sony și să, scuze, Sony, Nintendo și să downloadeze Tears of the Kingdom și să-l distribuie ulterior via Yuzu, -ul, singurul care îl putea rula, apropo, singurul emulator care îl putea rula uh, și da, lumea se putea juca Tears of the Kingdom fără ca el să fie disponibil oficial, fără să-l poți cumpăra de nicăieri și problema... Scuze mă Nintendo, dar sounds like a you problem. It's de, e absolut a you problem referitor la Nintendo, adică e vina lor că nu-și pot proteja datele, nu că justific în un fel faptul că l au accesat, dar cam omule, ești dita mai corporația, punește o parolă pe baza aia de date. Faza Ea. e că, pe lângă chestia asta, pe site-urile de emulatoare apărea Romul cu Tears of the Kingdom și lângă el Merge doar pe emulatorul Yuzu, downloadează emulatorul Yuzu, uite cum îți obții cheia ilegală de decriptare Nintendo, e o chestie din aia de stricat jucăria. E un spațiu da. care exista, bine mersi, în, în propria bulă până când a venit unul și a zis hai să, hai să corporatizăm dezvoltarea de emulatoare și să, să facem să, să facem niște chestii care știm sigur că o să supere Nintendo. Um, nu mi se pare ok procesomania Nintendo, nu mi se pare ok că Gary Bowser va trebui să plătească tot restul vieții o treime din salariul la Nintendo pentru a acumula la o sumă pe care nu o să o facă în viața lui ca, ca angajat. Mă enervează chestia asta, aparent au ieșit chiar în timp ce înregistram sau fix înainte să începem să înregistrăm, pe The Verge scrie că developerul care face Yuzu au, au zis, da, ok, aveți dreptate, o să vă plătim cei 2,4 milioane de dolari și nu ne mai dați o judecată, ștergem Yuzu de pe net, ștergem, vă dăm domeniu, faceți ce vreți cu el, nu mai facem emulatorul ăsta. Wow, da. super. Uh... Nu foloseam iUs-ul în mod special, <laughs> dar... -da. Ok, nașpa. Nu, e, chiar e nasol. E, e nasol când o companie atât de mare poate să vină să, da, efectiv, asta, asta te... Uh -huh. Asta mă deranjează și pe mine. nu sunt dispus să mor pe dealul dreptul meu născut de a emula și din astea. Bă, dacă când vin dintre corporația și dă din coate și îți ia pe câte unul care e doar tangențial legat de dezvoltare la site-ul de romuri și îi distruge viața în principiu și judecătorul zice bă, nu ești tu neapărat responsabil dar pe restul am putut să-i prindem și trebuie să facem un exemplu ca să nu facă alții, așa că viața ta este de acum încolo complet distrusă în serviciu acestei corporații imense, ca oamenii să știe că nu au voie să se pună cu corporația care vinde jucării. Eu sunt dispus să, să mor pe dealul ăsta. Uh, dar uh, nu o fac atât de agresiv, adică sunt it's a quiet little death on a hill pentru mine, uh, mi se pare foarte important să existe chestia asta și mă supără extra mult când o companie ca Nintendo vine și flexează basic legal cu, cu tot felul de, că practic nu, nu te, nu te uh, omoară judecata în sine cât costurile pe care Nintendo le, le sprijină și tu nu poți, whatever, oribil, uh, da. Și argumentul frustrit pe care Nintendo a dat în instanță este că au fost milioane de download uri therefore milioane de copii vândute fals. Nu mai trecem încă o dată prin argumentul ăsta, e argument de deja vechi. No, no it's not. Nu sunt da. copii vându nu sunt uh, vânzări pierdute, sunt download-uri foarte ușor de făcut, la un click distanță, aia nu înseamnă vânzare. Ok? Și up Nintendo. Poate Nintendo ar putea să-și pună la vânzare jocurile. Cum ar fi? Cum ar fi să le pună la vânzare pe magazinul lor, să fie accesibil magazinul lor, să fie ușor de folosit și gen să nu zică ai voie să cumperi jocul ăsta uh, marți și joi între 2 februarie și 27 martie între orele 4 și 5-47 Dar Paul, altfel cum mai facem să uh, uh, cum îi spune? Uh, virtual scarcity pentru bunuri da. digitale, Paul! Uh. Reamintesc că colecția aia de jocuri clasice Mario a fost pusă la vânzare pentru o perioadă foarte limitată și digital. E. Și după care nu s au mai vândut. Nintendo face atâta din cât să-mi bat picioarele dacă mă doar la bască, mă vreau să vină 7000 de emulatoare din Yuzu ăsta, să apară forcuri de pe GitHub și să fie mai bune decât Yuzu. Yep. Mă piși pe Nintendo. E open source, pe uh, by the emulator. Uh, okay. uh, da, păi da, zic forcul pe GitHub. <laughs> deci uh, eu uh, e ilegal să emulez Nintendo, dar e moral corect să emulezi Nintendo. There you go. Uh, bun, Paul, hai să trecem mai repede de tot. Mai departe, la niște chestii scurtuțe care m-au distrat pe mine foarte mult săptămâna asta. CSGO! Fii atent, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva în lumea CSGO. O echipă profesionistă uh, de uh, femei, da, Women's uh, CSGO Team, Astralis, a făcut o petiție la Valve. Și fii atent în ce constă petiția aia. Uh, female Character Models să fie base game, să nu fie pe bani, pentru că în momentul de față singurele female character models sunt pe bani. Ok, e cosmetic și la urma urmei, nu? E cosmetic, dar e, e un pro female player team da, și da. vor să aibă și ele de ales acolo meniul ăla, nu de alta, dar e există de foarte mult timp cosmeticele astea de female operatives în CSGO care sunt exclusive și acum se dau prin secondary markets la prețul foarte mare, de la 9 dolari la 51 de dolari. Prețul de Blizzard, basic. Păi, au pus pink tax la skinuri de shooter multiplayer. Da, basically. Uh, și uh, yeah, it's, it's quite a thing și sunt complet de acord cu argumentul lor și cu petiția lor. Uh, mi se pare normal să facă dacă nu ăile care sunt pe bani, să facă altele care să fie default. Da. Pentru că e totuși cel mai jucat uh, first person shooter competitiv, team-based din lume sau printe cele mai. Uh, e rușinos. E, e anyway Uh, și evident că în comentarii Așa, okay. niciun dar niciun dar e pentru că a atras o grămadă de uh, atenție negativă de la tot felul de atras de pe net unii mai misogini pe față decât alții argumentul cel mai uh, neproductiv în schimb este că uh, ai ultima problemă din jocul ăsta trebuie să repare mai întâi uh, cheating-ul și alte chestii de genul ăsta și după aia să-ți facă ție modele default de. Female. Pentru că, evident, singurul developer care lucrează la CSGO nu poate să lucreze în același timp și e un om cu un set foarte larg, e omul care face modelele din joc și e omul care face și uh, software-ul de anticit. Deci, da, e numai sunt, un singur om la, sunt la de acord la că trebuie, trebuie prioritizat, nu sunt echipe diferite, nu se ocupă oameni diferiți. Băi, mă, mă enervează așa de tare chestia asta, mă enervează atât de tare că tot timpul e această, nara, această narațiune în care nu că pe nu mă deranjează de fapt că sunt femei, nu. Că Că nu mă deranjează că au pus un personaj LGBT. Ce mă deranjează pe mine este că și-au concentrat resursele și efortul la a pune o femeie în joc, la a pune un personaj LGBT, la a pune o persoană de culoare, iar acel timp putea fi folosit ca să. și aici e gen. inventează ceva, să facă să fie mai bun, mai bune graficile, să facă mai puține baguri, că gen de baguri se insert, ocupă tot uh, echipa de modeling. Insert your pet peeve here, care may or may not be sincere, uh, contra unui request de bun simț. Uh, să da. pună default female character models în joc. Uh, frumos! Da! Uh, I hate it, dar asta este destul despre CSGO, trebuie să trecem la cea mai importantă chestie pe care am găsit-o săptămâna asta, Paul. știi că, în primul rând, știi, știai că apare un meme Odeon, eu am uitat complet de la fan E la Survival, nu? Știam parcă. E... ceva, ceva, Eu îi spune că e da, Upcoming Survival, ăla, ăla. Ok, Hai uh, ai da, slider de Belanger, belenger? slider de belenger? Poți să să-ți faci și du mai mare și mai zbârcit? Băi, sper că e circumcis pentru că e totuși o, o climat destul de asp în, în deșert acolo. Deci mai, Te mai speli din... A, nu poți, never Nu poți, mai să te speli în apa aia sfântă. Vezi, să te speli acolo în bazinul ăla. Mă Și dacă un spice ăla saturat, mă spun la pula. Am super puteri de, precogniție, dar doar în materie de când o să mă piși următoarea oară. E singura chestie pe care o pot prevedea. Și de aici și numele The Golden Path. Oh. pe m-am eu Oh, uh, ok, te okay te scuze, încă una, încă Sunt chiar eu, <laughs> șușul Acum am terminat E șușul Gata, îți mulțumesc Ai, uh, ai baști că ai vezi ca plină Da, aia e, like, Oh, I got empty T the bladder anyway. the uh, <laughs> Am terminat Gata <laughs> Ador Fii atent <laughs> MMO-ul ăsta are o problemă Și au trebuit să ceară permisiune De a rescrie lorul Doar pentru acest acest joc. Și mi s-a părut atât de fie Pe wiki, uh, de pe PC Game, uh, PC Game, da? E citatul de pe wiki care vizează exact bucata de lor ce a trebuit să fie modificată. Shields were produced by a Holtzman generator The field deriving from phase one of the uh, suspensor nullification effect shields can be calibrated to permit the passage of matter below given speeds. Cu toții, the slow blade penetrates, uh, the bullet da, da, uh, reflects. Așa, da. However, if a Lasgun beam hit a Holtzmann field, it would result in subatomic fusion and a nuclear explosion. The problem is that a bang bang online. Cu <laughs> N-ai voie. Și fii atent. Deci, mi-a plăcut atât de mult. Ce, ce, mai tâmpită să... Efectiv, asta e o non -citire e non-citire, pentru că soluția lor e următoarea. In our story, there is an incident with a last gun and a shield that occurred and from that point on, all chom important last guns to the planet now have a safety built in so they cannot target a shield. So if you aim a last gun at a shield in our game, it just turns the last gun off automatically. Deci, așa au evitat ei a crea explozii nucleare. O chestie care, am înțeles că în filmul lui Villeneuve, partea a doua, se, va, se întâmplă. Da, pentru că este un moment pivotal la finalul cărții a doua. Adică asta se întâmplă. Fii atent. mi se. Da, e, e de bun simț. Zic de ce. Pentru că mi se pare... Nu mai evident, că e de bun simț, că e un joc. Nu, eu, nu, nu. Nu, nu, Vorbim de lor. Mă piși pe el joc, a. Nu mă interesează. A. Eu, eu știu că mă piș pe el joc, da, pentru că am puteri precognitive în legătură cu asta. Da, da. Ai băgat uh, puța. Nu, da. Are sens pentru că orice companie care produce armament nu ar vrea ca armamentul lor să fie prea eficient dacă tragi în, într-o anumită țintă. Gen, n-ar vrea să facă devastare completă și nediscriminată dacă tragi într-un într obiect foarte comun de partea adversarului. Așa că, evident, au făcut ca armele lor care sunt făcute să omoare să fie mai sigure. Că asta vrei de la o armă, să fie sigură. Să omoare mai da, puțini da. oameni. Asta vrei asta vrei de la o armă, nu? E ceva ce ar face. Ce om absolut ar face chestia asta, Paul? După cum știm, exemple de respectare a CTC-ului de ce sunt nenumărate în cărțile. de iunie. Numarea ei, cartea 4 nu despre asta. Sunt tot timpul, sunt by the book, niciodată nimic. A, oh, de-aia aia de are un built-in defense mechanism against sandworms și nu trebuie cărat cu ce tâmpenie, cum ar fi să fie cărat cu un, o, o, o navă zburătoare, ce, ce stângaci, ce, ce aiurea. cu o navă care în planează. like, for... like, ce om au, au băgat sistemul de thumping dinamic ca să apere harvesterul. harvester Evident. Evident. Știi că tot în jocul ăsta au scos, au scos worm walking din joc, că era prea încet și nu te mișcai prea încet și era frustrant pentru playtesteri. Păi, mi se, deci e o decizie să faci un MMO pe Dune. Da, da. Pentru că universul Dune e, așa de lent, atmosferic, da, e, exact. e, gol, 90% din, 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 spațiu e gol, e there's not much da, da, going on. care a Poți jucat Call of da. Duty a zis, bă, vreau să fac și un de ăsta din universul Dune. Ei bă, bravo. Acum schimbă lorul ca să îți faci și jocul pe care vrei în universul ăsta. <laughs> Amazing. Tare. Oh, yeah. Oh, Atât a fost săptămâna asta, Paul? Doamne, ajută -ți. Doamne, ajută-ți, într-adevăr! Mai, uh, mai ne jucăm chestii? Ne jucăm uh, pe, da. pe Twitch? Uh, ne jucăm? Eu am, mm. momentan, trei jocuri care stau și așteaptă să fie jucate slash vorbite despre. Unul e Super Mario Așa. 64, unul e Against the Storm, de care am tot vorbit și unul nu vorbim despre el încă, o să vorbim când îl joc. Dar... Uh, Până atunci nu o să mă mai apuc de nimica nou, Ca am și balatul așa, dar știi ce? ce o să fac eu pe stream uh, în această miercuri? O să-mi continui New Game Plus-ul de Elden Ring. Oh, let's fucking go! Ce-ar fi, ce fi să dau iară cu săbile de neam prost în niște inamici care sunt mult prea mici în nivel pentru mine, că sunt abia la începutul jocului? Let's fucking go! Elden Ring, o să O să stau lângă tine, vreau o să mă plimb, mă plimb prin uh, The Lands Between. Da. Te voi plimba. Mă duci pe unde e frumos. Exact. Tu? Planuri? Eu încă nu știu. Eu încă nu știu, dar vă asigur că veți fi anunțați uh, în timp util pentru vineri. Iată! Uh. Yeah. Și după ce, termin cu, după ce termin cu aceste jocuri pe care sunt care sunt la coadă, o să reiau din ridimuri, că s-au adunat câteva. Da. Uh, și eu trebuie să-mi din ridimuri. pare că primul ridim pe care o să-l joc, când o să-l joc, o să fie inscription, pentru că ai văzut de acum ceva și o să văd despre ce e vorba și după aia mai vedem. După. Legit. Uh, o să fie și Guitar Hero curând oh, și ăla, nu fire, o să mai se întâmplam. La, la, ăla, da. nu Fire, fire ci... Da, Guitar Hero, e Guitar Hero. E Clone Hero, îi zice da. Clone Hero. Și da, tot săptămâna aceasta va apărea pe YouTube a doua și ultima parte din DLC-ul Citadel din Mass Effect 3, urmat de finalul jocului în săptămânile ce urmează. Abia aștept. Da, same. Atât astea, toate altele le găsiți ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 14-16 și Joc și Vorbe Bits. Ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la All Vorbe, Facebook, Instagram, Discord. Găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți. Ne puteți da bani pe Kofi, pe Patreon, pe stream noastre live. La fel, linkurile sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate mult în Dune îmi place când Fatboy Slim începe să danseze cu Christopher Walken în deșert. Mai știi această referință? Știi, Throwback mai ținut această episode? referință și când m-a enervat, tocmai mi-am dat seama că acum uh, a, a, ajuns în circular la începutul proprii uh, propriei sale referințe, Christopher Walken joacă în Dune 2. În sfârșit, he can walk without a rhythm. Este împăratul Padishah. Oh, god damn n-ajunge pe Dune. Ajunge? Ajunge. Ajunge. ajunge la final. Da. Ar trebui să ajungă la final, nu? Ar anyway, vedem. Ceau. Bye.